Bună și bine v-am regăsit! Suntem în fața unui supermarket din Creta și astăzi vă vom prezenta prețurile de aici. Haideți să vedem dacă este mai ieftin sau mai scump decât în România. Acest supermarket se află în Chisamos, în partea de vest a Cretei. Mai întâi să ne uităm ce preț are pâinea. O pâine de genul ăsta este 1,75 €. Pâine feliată 1,70 €. Covrigei 1,10 €. Pâine de bruschete 2 €. Aici e raionul cu pâine de bruschete, dar chiar sunt bune. Noi le-am încercat pe astea la 2,15 €. Acum le încercăm pe mai avem Sephora. Mai avem? Da. Și am mai încercat turtițele astea, dar versiunea cu ciocolata. Astea sunt 2,40 €. Sunt bune pentru plajă. Bă, dar chiar au multe de astea. Da, sunt foarte multe tipuri de pâine de bruschete. Haideți să vedem legumele. Roșiile sunt 1,97 €, castraveții sunt 1,30 €, lămâile 1,80 €, ceapa 1,45 €, cartofii 1,08 €. Acest tip de pâine este 82 de cenți. Mai departe, salate 1,58 €. Ouăle, hai să vedem cât sunt. 6 ouă 2 €. 10 ouă 3,23 €. Hai și la astea congelate. Aici ce mai de 2,67 €. De 900 de grame. €5,58. Uite, vă arătăm ce am încercat noi. Niște calamari, dar nu i-am gătit noi cum trebuie, că n-am știut. Uite, pe ăștia i-am încercat noi. Calamari ăștia sunt buni dacă îi gătești cum trebuie. 6,30 €. O pungă de 500 de grame. Hai să vedem. Foarte înghețate. 18 €. Cred că are 1,5 kg. Uite, aici avem tipurile de pește din Grecia. Somon. Somonul 25 €, mai scump ca la noi. Uite, 23 € feliat. Uite, pești din ăștia. Nu mai știu cum se cheamă ăștia. 6,45 €. Sardine proaspete 4,90 €. Niște pești ciudași 15,80 €. Uite acolo, chiar nu știu ce sunt ăștia. Și ăștia arată bine. Iar acum să vă arătăm pe televizcotate. 1,58 €, 500 de grame. Produse locale. Uite, vă recomandăm Taxini versiunea asta, că e mai bună. Ne-a luat de la Lidl și nu era bun de nimic, dar asta e super bună. Și Taxini ăsta costă 3,70 €. Ia uitați ce cola minuscă l-au făcut. Nu știu pentru cine. Și miere. Uite, mierea aici este mai ieftină decât la astea locale. Uite, miere de 900 de grame, 7,87 €. Dulceață de piersici. Care se află la un preț foarte decent, 1,26 €. Haideți să vedem iaurturile pentru dimineață. Iaurt cu bombonele 3,28 €. Noi ce iaurturi am încercat de aici, Carol? Am încercat tipul ăsta. Tipul ăla? Uite, avea și reducere. 1,40 €. Poți să mai iei dacă vrei pentru mâine dimineață. Am încercat și Activia asta, 4,16 €. Am încercat și din acesta, super bun,
A, dar nu mai are pe ăla de oaie aici. Era un iaurt de oaie foarte bun într-o oală de lup. Uite, semăna cu ăsta, asta e versiunea mică. Da, noi am luat versiunea de un kilogram, care era super bun. Ia uitați, foia de ciocolată. La un preț foarte decent, 3,43 €. Și acum hai să vedem tipurile de brânză locale. Uite, găsiți brânza asta la 1 kg, 7,90 €. Aici sunt multe tipuri de brânză feta. Uite, 6,45 €. Noi am încercat o pasta, care e chiar foarte, foarte bună și merge și la salată. Și asta este 5,63 €. Și mezeluri. Nu prea am uitat ce au inventat ăștia de la firma Ifan. Au inventat salam gummy bear. N-am încercat mezelurile, deci nu putem să ne pronunțăm. Dar uite, avea, au de ale lor. Când n-ați de lor local, 7,10 €. Ia uite, Pariser Woody, la noi nu există. 3,48 €. Și când n-ați Woody, 3,89 €. Haideți să vedem puțin cât costă produsele de bebeluși. Sunt mai multe tipuri de lapte praf care la noi nu există. Uite, o cutie de 300 de grame, 2,18 €. Ia uitați, biscuiți! Biscuiți acestea sunt 2,38 €. Uite, lapte praf, uite, nan 21 €. Cam scump. Chiar nu știu, uite, cafele. Eu nu beau cafea, deci nu mă pronunț. Dacă vă place ceaiul și vreți să gustați din mai multe tipuri, vă recomandăm Lipton. Au așa cutiuțe, foarte mici. Cereale. Cereale, noi am găsit unele pe care nu le avem în România și ne-au plăcut. Care erau alea, Carol? Erau cerealele KitKat. Cerealele KitKat. Uite, astea sunt super bune, să le încercați. Cereale KitKat, 2,98 €. Mai departe, hai să vedem cât costă băuturile. O sticlă de vin, 10 €. 6 €. 5 lei 200 de grame. Uite. Hai să vedem dacă au rachiuri de ale lor locale. Uite, au un rachiu, da? Nu văd să fie. Pisticul grecesc, 5,90 €. Nu e, 7,90 €. O punguță minusculă de 200 de grame. Dar au și versiunea aia de 9,80 €. Asta așa. Asta e bun, e de pe insula Egina. E de aici, din Grecia. Bere. Pentru că ne interesează berea. Berea asta 9 plus 3, 9,36 €. Și asta este 4,10 €. Dacă vă intereseze bere din România, aveți acolo jos 3,78 €, 3 plus 1 gratis. Hai, mai departe, hai să găsim uleiurile de măsline. Aici. Nu. Unde erau? Dacă erau vă intereseze crema solară, nu prea e rentabil să vă luați din România. E 8,80 €. Uite o pasta mare, care e 10,30 €, dar cred că și la noi tot așa scump. Haideți mai departe. Să... Ia uitați ce avem aici, varietate de gustări. Uite, acesta este raionul de ulei de măsline. Și găsiți uleiul de măsline la 3 litri 26,9 euro. Și la 5 litri 32,4. Și ulei de floarea soarelui normal la 2 litri 3,75 €. Am găsit o bere. Marian, prezintă-ne și nouă niște tipuri de bere din magazin. Păi nu, dar ce prețuri sunt? Candia, văd că asta pare locală. Cel mai mult. Asta mi-a plăcut, fix Hellas, care îi găsesc și la noi din când în când, dar asta e specială pentru la ei, scris așa. Și costă, uite, 90 de centi. Uitați, la noi arată așa. Și la ei arată așa. Și asta alfa e bună. Da, pe asta am prezentat-o. Și Amstel. Da. Mitos. Văd că asta e de la ei, Candy. O să încercăm. Păi și eu un euro o bere? Da. Pampers. Și cât costă Pampers și la ei? Costă 13,70 €. Și Pampers marcă normală
costă 18 euro. 18 euro, 13 euro. Și pe împărs așa mare, 26 de euro. Șervețele umede Baby Care, 3 euro. 3 euro, 3 pachete. Cam astea sunt prețurile de bază în supermarket. Ne vedem într-un nou... Ciao și de copii, să nu vă uitați! Ciao cu Pikachu! Ne vedem într-un nou vlog! Da! Da! Nu uitați să dați un like dacă și v-a plăcut filmul. Și să vă abonați la această nană! Nu așa? Pe nu tata e de fiță! Are și casă-tă! E de fiță! Are și un metal să spargi dinții! E tare!